Clipe de coșmar pentru o femeie din România după ce a fost răpită, sechestrată într-un coteț de găini, bătută și drogată. A scăpat după 8 zile de teroare, iar agresorul a fost arestat. Conform știri de Cluj.ro, oră de oră, zi după zi, o româncă din San Bonifacio, provincia Verona, regiunea Veneto, a trăit un infern timp de mai bine de o săptămână. A fost răpită de un marocan de 52 de ani, ținută prizonieră 8 zile într-un coteț de găini, umilită și agresată. Te omor dacă încerci să pleci, acum eu sunt familia ta, ești numai a mea. La fiecare tentativă a femeii de a evada, bărbatul o bătea și o droga cu cocaină. Iadul s-a încheiat vinerea trecută. Pe 5 august, atunci când românca a reușit să scape din mâinile marocanului, un traficant de droguri condamnat. Femeia a cerut ajutorul poliției și pe baza mărturiei acesteia, autoritățile l-au arestat pe marocan pentru o serie de acuzații, de la răpire până la tentativă de violență sexuală, furt și tâlhărie, infracțiuni comise pe parcursul a 8 zile interminabile. În urma audierilor, anchetatorii au aflat că bărbatul de 52 de ani și românca se cunoșteau de un an. În săptămâna în care a ținut-o ostatică, îi aducea mâncare doar o dată pe zi și o droga cu cocaină. Ești doar a mea, nu vei mai pleca niciodată de aici. De acum înainte, familia ta sunt eu. Ar fi amenințat-o marocanul. Victima a povestit că acesta a cerut în mod repetat să întrețină relații sexuale, dar eu am refuzat întotdeauna și, prin urmare, m-a lovit cu pumnii și picioarele. Cu o zi înainte de a reuși să evadeze, joia trecută, Mohamed și-a dat seama brusc că femeia recuperase telefonul mobil pe care îl luase anterior ca să nu poată cere ajutor. A încercat să mă ștranguleze cu un cablu electric, a povestit victima mai târziu după ce a fost dusă la urgențe. Pentru ea au fost zile interminabile, dramatice, la limita suportabilității. Luam drogurile pe care mi le aducea doar pentru a face față coșmarului pe care îl trăiam. Le-a dezvăluit ea salvatorilor. Iadul pentru o româncă a început pe 29 iulie, când ea și o prietenă au mers la o cabană abandonată din San Bonifacio pentru o petrecere cu cocaină. Au mai fost și alți participanți, iar arabul ar fi adus drogurile. Am plătit 70 de euro pentru ele, apoi am adormit. Când m-am trezit a doua zi, prietena mea și ceilalți oameni plecaseră, în timp ce eu eram închisă acolo, fără ferestre, fără haine, fără telefon, cu lanțuri la uși. Relatează știri de Cluj.ro.